Mașina acestui tânăr a fost lovită de un șofer cu RCA de la City Insurance. Cererea pentru daune a depus-o la Fondul de Garantare a Asiguraților în iulie anul trecut, dar încă nu are o soluție. Iar la servicii s-a spus că reparația ar costa numai puțin de 24.000 de lei. Nu am încercat să o repar eu pentru că nu știu când voi primi bani sau dacă voi primi bani vreodată. RCA-ul este plătit la zi, impozitul este plătit la zi, sunt niște bani dați degeaba pentru o mașină care de un an de zile stă în fața casei. Păgubitul a tot dat telefoane și chiar a fost la sediul Fondului de Garantare. I s-a spus că solicitările de plată sunt analizate în ordinea depunerii. Acum a fost informat în scris că volumul de activitate generat de falimentul City Insurance este ridicat, iar momentan se alocă pentru analiză cererile înregistrate până la 24 martie 2022, iar legea nu prevede un termen de rezolvare. Probabil că dacă nu voi primi un răspuns într-un timp scurt, îi voi acționa în instanță pentru soluționarea dosarului. Reprezentanții societăților de service auto spun că au dosare pentru păgubiți City Insurance depuse de un an și patru luni și încă nu au încasat banii de la fond, deși au reparat mașinile. Dacă vom fi puși în situația să așteptăm foarte mult pentru încasarea banilor, probabil că și clienții respectiv vor aștepta să li se repare mașina. Nu le mai reparați? Le vom repara. Dacă ni se face plata pentru reparație. Într-un răspuns pentru știrile TVR, Fondul de Garantare arată că din cele peste 25.000 de cereri depuse de păgubiți după falimentul City Insurance din septembrie 2021, doar o treime au fost analizate, iar valoarea de plată aprobată se apropie de 775 de milioane de lei. Peste 190.000 de dosare au rămas neachitate la momentul ridicării licenței. Reprezentanții fondului precizează că volumul de muncă depinde de structura de personal și de banii disponibili. Între timp au început să vină cereri și în cazul Euroins. Peste 1.000 sunt pentru plata daunelor. Fondul de Garantare a Asiguraților va achita toate creanțele celor îndreptățiți la despăgubit, evident, așa cum prevede legea, în limita 500.000 de lei pe fiecare dosar în parte. Fondul a fost creat special pentru a gestiona astfel de situații. Șoferii care au încheiat polițe RCA cu decontare directă au mai puține bătăi de cap. În caz de daune, compania la care au încheiat asigurarea se va ocupa de decontarea cheltuielilor. Polița este mai scumpă, dar scapă de griji suplimentare în caz că mașina lor este accidentată. Polițele Euroins sunt anulate automat după 90 de zile de la deschiderea procedurii de faliment pe care ASF urmează să o promoveze în instanță.